Secretul fericirii. Da. Așa. Care a fost întâi piesă de teatru? Nu. Nu? Hai să vedem, să auzim toată istoria. A fost un scenariu de film. Aha. Primul impact pe care l-am avut cu textul a fost un scenariu de film care a ajuns la mine, Alex mi l-a trimis. Zice, vreau să-l citești. Eu am zis, să știi că mi-am permis să zic, Alexandru Popa, mi-am permis să zic, sunt destul de reticent la texte românești, cred că se scrie greu un text bun și în lume mă refer, după părerea mea sunt puțini autori contemporani realmente valoroși și cred că nu e. De asta se joacă foarte mult clasic. Da, da, da. Exact, da, da, da. Chiar dacă se mai aduce la zid încă. Da, dar nu o să fiu un cititor bun, o să fiu un cititor care o să spun adevărul. Asta și vreau, zice, citește și spune. L-am citit și m-a am luat foc. Adică eu n-am văzut să se scrie așa în România. Îl admir foarte tare pe Brănescu, după părerea mea, Mimi. Da, Mimi, care Mimi scrie și el senzațional. Și cumva l-am simțit pe Alex la același nivel, adică un om cu o lume atât de bogată și de adevărată și de vie, încât... Și foarte diferită, pentru că între timp am mai văzut în context. Da, încât am zis, am rămas interzis, am zis, trebuie să spun povestea asta, trebuie să fac cumva să o spun, e mult prea bine scrisă, mult prea bun, viu ce se întâmplă acolo, trebuie să ajungă la oameni, la câți mai mulți oameni. Și așa a plecat. M-am hotărât, l-am sunat, i-am zis, m-ai cucerit definitiv, eu textul ăsta o să-l fac tot posibilul să fie, să ajungă la public. Și au început căutări, discuții și așa am ajuns la Cristina Dobrițoiu, care de altfel a lucrat la Octav. Da. Știm bine de acolo. Da, fără de care n-aș fi putut să fac filmul ăsta. S-a implicat enorm, mi-a plăcut și ei textul la nebunie. Dar și... totuși el s-a jucat și ca atare sau nu s-a jucat? După aceea, deci noi am repetat. Aha, ia să vedem. Da, povestea e așa, noi am repetat 3 luni pentru film și repetându-l, în timpul repetițiilor ne-am dat seama că totul se întâmplă într-o seară, într-un spațiu. Și am zis, ok. Pe terasă, așa italienească, cum zic eu. Un penthouse. Da, 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 un penthouse. Da. Și am zis, băi, e foarte ușor de adaptat la scenă, pentru că nu ai nevoie de schimbări, de decor, n-ai nevoie de nimic. Refaci o terasă, sigur, nu ca la film, că la film totuși o și vezi. Da, da. La teatru... mai mult sugerată, dar... Ce imaginezi, ceea ce... Da, e foarte ușor de făcut și așa am stat să ne gândim mult dacă stricăm, dacă facem rău că vindem povestea pentru film. Știam că filmul va ieși mai târziu și atunci noi cumva înainte vindeam subiectul. Da, am tras... Adică spoilereați, ca să zic așa. Da, dar am tras... Ca să nu vede că finalul e foarte important. Da, așa, da. Și sunt multe răsturnări care ne preocupă. Da, am mers pe ideea că nu, că dimpotrivă, că noi credem că face bine și că lumea care vine și a văzut piesa de teatru va merge și la film. Exact. Și am făcut pariul ăsta, am mers pe linia asta. Nu mergeți ca la Agatha Christie, știu unde e la sfârșit, da, după cursa Mișoare și vine și spune, da, vă rugăm să totuși să nu spuneți. Da. Da, da, da. Și da, atunci, după ce am filmat în vară, și după aia am și cu piesa. Da, da. Și am și jucat-o, deja o jucăm de 2-3 ani. Cu mare succes pot să mă laud aici, că văd la reacțiile teatru. La teatru, la Godot Cafe Teatru și lumea e de fiecare cu sold out și lumea e extrem de încântată și ne-am bucurat teribil. Sper să-i regăsim și la cinema acum. Da, păi asta ar fi toată ideea. Și era, cred că, și interesant de văzut cine a mers la piesă să-și dorească să ajungă și la film. Distribuția e aceeași? Aproape aceeași. Aproape aceeași. În locul lui Teo Marton, care joacă în film, a intrat la teatru Dan Bordeanu, pentru că era foarte dificil pentru Teo să facă naveta Târgu Mureș. Și el e actor al Teatrului Național din Târgu Mureș. Am făcut noi ce am făcut și ne-am întors la Târgu Mureș, da, vedeți, da, așa, da, că da, da, și da, da, erau destul de deci greu și atunci... Deci turul îl continuăm pe țară, așa. Da, 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 și atunci Dan Bordeanu ne-a dat o mână de ajutor și ne-am bucurat enorm că a venit alături de noi și face și el un rol minunat. Vezi, și ăsta e un motiv, știi, să vezi și una și alta, da, că totdeauna... Da, acum la teatru e Dan Bordeanu, da, în film e Teo Marton. Așa, și ea rămâne aceeași. Și ea rămâne aceeași și ne-a Vercescu cu ambele variante.
A, exact. Ați mers și în turnee cu piesa sau nu? Sigur că da, da? Am făcut câteva turnee. Cred că destul de mult, dacă mă gândesc că în 3 ani, cred că am făcut vreo 15-20 de plecări în țară, plus spectacolele de la sediu, de la Godot. Deci s-a jucat destul de mult. La Godot înțeleg că ați făcut și o conferință de presă. Aseară. Așa. Eu am ales prost, m-am dus la filmul cu Lady Gaga. Înțeleg că era mai bine să aleg aici, pentru că acolo mărturisesc că mă așteptam să fie chiar extrem de sentimental și chiar să mă înduioșeze. Nu a reușit absolut deloc. Încercați să-l vedeți pe cel din 37, funcționează mult mai bine, s-a născut o stea, sau chiar și pe cel din anii 50, care, uite, vezi, apropo de schimbat de actor, și în cazul ăsta funcționează, ca să vezi chiar de la generații la generații. În anii 50 a ajuns la Judy Garland, după aia s-a dus la Barbara Streisand, sigur cu oarecum pe același model cu Lady Gaga, pe care am plăcut-o foarte mult atunci când a venit la București, a ținut concertul și mi s-a părut una dintre cele mai extraordinare răzbunări, că a fost concertul în fața Casei Poporului și m-am gândit Coana Leana a mai murit odată, dacă a fost pe Lady Gaga aici. Da, da. Era, îți dai seama, era tot ce ar fi vrut vreodată să interzică categorii. Dar mi se pare frumos și că ați făcut acolo, pentru că acolo au un ecran foarte profi și unde într-un an s-au dat chiar premiile Oscar acolo și puteai să stai să le vezi în cafenea la Godot. Așa că sunteți Oscar? De bun augur. Da, Oscarurile. Se preluau de la televizor, le preluau. El credea că sunt adevărate. Da, n-am înțeles nimic. Păi da, eu stau noaptea, că voi vezi, vedeți, nu stați noaptea să le vezi. Da. Și mi s-a părut foarte frumos, știi, că era pe ecranul, așa că de-aia zic, ăla e un ecran de bun augur. Da, Doamne ajută. Așa. Cristina a ales locația și mă bucur că a ales Godot Cafe. Pentru că și jucați acolo, că era, deci era cumva... Da, adică era, mi se pare, cea mai potrivită. Și joi avem, pe 18 avem... Și le-ați dat aceleași cocktailuri ca în film? Ca să știi? Nu, a fost un sortiment... Au fost mai multe. Da. A fost mai bogată masa. Da. Și reacția? Asta era o reacție, deci, la ziariști. A fost aici și ați avut încă o reacție la Anonimul. Aseară. Foarte bună, ce să spun. Am fost copleșit așa de ce feedback am avut. Mi-e și jenă să zic. Nu, a fost chiar un feedback foarte bun. Au și apărut după ce au plecat. Noi ne-am lungit aseară ceva mai mult, pentru că am stat acolo să sărbătorim oarecum evenimentul. Și în timp ce stăteam, Cristina a și primit niște, producătoarea noastră, a și primit niște mail-uri cu două, trei cronici scrise atunci la calce. Vreau să vi le arăt, pentru că mi s-a părut filmul într-un mare fel. Ne-am bucurat, sigur că ne-am bucurat, și au venit o cuploaie de întrebări, erau efervescenți. Ah, bun, perfect. Erau asta foarte... e foarte bine, că știi că de obicei la conferințe de presă, pentru că tot am vorbit noi un pic înainte de un prinș și jumătate, știi că e scena aia cu conferința de presă la care nimeni nu pune întrebări. Nu, a fost exact invers. Aici era exact invers ce văzusem noi. Da, lumea era foarte efervescentă și absolut toată lumea, ca să nu vorbesc de film, vreau să vorbesc de scenariu, toată lumea absolut încântată. Eu cred că era Iulia Popovici care făcea chestia asta. Da.